În plină iarnă, serele și solariile sunt pline de legume, iar fermierii muncesc de zor pentru ca ridichiile, salata și ceapa verde, loboda și verdețurile pentru drob să ajungă betarabe înainte de Paște. Anul acesta, sărbătoarea cade la începutul lui aprilie, așa că munca a început cu 2 săptămâni mai devreme. Iarna blândă i-a ajutat pe fermieri, care până acum au făcut economii importante, fiindcă nu a fost nevoie să încălzească serele. Asta înseamnă că și prețurile trufandalelor de primăvară vor fi mai mici decât în ceilalți ani. Avem economie. Iarna asta nu s-au folosit. De aici, de-abia, de aici încolo începem să băgăm la foc. Am pregătit instalația de încălzit. Este un avantaj foarte mare pentru că, după cum știți, căldura costă foarte mult și pentru noi e mai bine să fie iarna mai blândă decât geroasă. Nicolae Ilie are în Amara peste 6.000 de metri pătrați de solarii. Primele legume pot fi deja recoltate, în timp ce altele abia acum sunt semănate. Pentru primăvară ne pregătim cu ceapa, cu spanac și ce mai avem pe aici. E mai devreme Paștele și asta ce înseamnă pentru dumneavoastră? Asta înseamnă că trebuie să urgentăm puțin lucrările astea de primăvară, să avem pentru Paște verdeață. Și deja ne-am apucat, o să scoatem și ceva mărar, cred că pătrunjel, mai timpuriu, salată. Temperaturile ridicate din această iarnă au făcut ca plantele să se dezvolte frumos și să crească mai repede decât în anii trecuți. Asta le-a cam încurcat socotelile legumicultorilor, care se văd nevoiți acum să iasă cu marfa pe piață și cu o lună mai devreme decât au preconizat. Nelu Roman, din localitatea Munteni Buzău, are un solar plin cu salată gata de recoltat peste 3 săptămâni. Normal ar fi trebuit cam la 10-15 martie să ieșim cu ea. Așa acum este mult prea grăbită, a avut o temperatură mult mai mare și noi nu eram pregătiți pentru asta. Și nu știu dacă nu o să fie o cantitate foarte mare de produse și e posibil ca să fie un preț foarte, foarte mic. Și la 1 leu eu credeam că o să fie un preț rezonabil, dar cred că anul ăsta o să fie ceva mai jos. Pentru că am văzut că au apărut deja pe piață foarte, foarte mult marfă de genul ăsta. Temperaturile astea nu ne așteptam la ele. Și noi nu putem să ne facem un calcul privind data semănatului și să ne facem un calcul când vom vinde produsele. Pentru că ne dau peste cap temperaturile astea foarte ridicate peste iarnă. Și semințele pentru răsaduri au fost plantate mai devreme anul acesta. Am început pe 15 ianuarie semănatul. Avem un incubator la care asigurăm temperatura optimă semințelor, în jur de 25-28 de grade. După ce încolțesc în incubator, le transferăm aici. În prima fază am semănat roșiile extratimpurii pentru solar, vinetele pentru solar și avem ardei, pentru că anul ăsta Paștele va fi mai devreme. Numai bine vor putea fi plantate în exterior. Mai devreme vor ajunge în piețe și primele flori din această primăvară. În momentul ăsta nu trebuiau să aibă flori. Trebuia să fie mult să aibă mai mulți lăstari. Normal, dacă floarea apărea un pic mai târziu, ea avea timp și își dezvolta mai bine ramificațiile. Dar nu e nicio problemă, putem să le rupem florile și la 15 martie ieșim cu ele pe piață fără probleme. Le-am îngropat cu turbă, cu tot ce trebuie, apă, niște îngrășăminte speciale cu eliberare controlată, care dau drumul în timp la îngrășămintele respective care au ele nevoie și au ajuns la înălțimea asta. Într-o lună de zile ele și înfloresc. Dacă au temperatura și umiditatea necesară pentru a se dezvolta, în 30 de zile înfloresc. O inflorescență a ajuns aproape la maturitate. Fermierii se tem de înghețurile din primăvară, care le-ar putea aduce pierderi serioase.